Bine, v-am regăsit, abonați pe Roroi la un nou video de pe canal Minunat de Gaming. Vreau să vă spun doar că acum când filmez eu este 1 jumate noaptea. Pe la vreo 12 sunt vorbim, era un somn de mor. Dar m-am revigorat, cum te-ar spune, și acum sunt aici pentru a filma Mythic Legend. Bă. Ok, intră 500 de alea, am înțeles. Ne-am schimbat un puțin avatarul. Ok, avem frame de ăsta, ok, interesant, interesant. Pentru că am trecut noi la Forgotten Crypt. Off camera, să-i drept, am jucat vreo 2000 ori. Dar nu-i nimic, adică după cum vedeți am depurcat mai multe caractere de asta, adică putem să ne uităm pe aici. Suntem la deterpit. Și să vedeți că avem cam toate cărțile, doar că, adică toți campionii. În afară de artefacte, bun. Acum ne dăm aici vreo 2 metri 3 pe aici, vedem. Câte? Bine, probabil că o să vând decât meturile și... sau sfârșiturile de meturi ca să fie un episod mai smecher, doar că cu multe tăieturi sau se face din astea ca să... avem mai mult content, se face din ăsta. Acum nu știu pe cine să punem, ăsta se conectează la 2, e că are legătură cu 2, ăsta la fel 2. 2 și cam ăsta. Bă, level mai mare, nu știu, eu zic să-l punem pe ăsta. Vedem cum se descurcă, de fapt. Mama asta are... are un să zicem, nu știu, campionii sunt ăstea. Să zicem un... o legendă de-asta. De-au sunt prea smecher, oricum. Revenim pe la jumătatea meciului. Ok, o să luăm noul artefact. De ce nu? Îi dăm battle. Ia mă, ne bătem cu unul care a luat de să putem. Ăsta au cărțile noi, dude, nu știu de ce le folosesc, că sunt slabe la level mic. Adică uitați cât de repede îl bat. Că hai să fim serios, bro, hai să fim serios. O să încerc să iau artefactele noi ca să am toate artefactele luate și toți campionii și toate legendele astea. Adică ăștia ca da. Ok, cărți noi. Hai să-l pot să gândesc 4 cărți pe el. Bă, mie-mi convine, știi? Îi fac level, am și o carte nouă. Ok, ne bătem acum cu cine, mă? Stai puțin, o să iau pe ăsta, că e mai smicker. Ne bătem cu Naruto, care are 100%, el n-a pierdut niciun meci. Ia mă, stați puțin să iau și eu asta. El n-a pierdut niciun meci de când a început runda asta, și nici eu. Deci, suntem, cum ar veni, semi bun, ia să vedem. Dar, uite, vezi, ca mine, folosește cărțile care le are deja. Ia că eu am, da, ia să mie chiar artefact de la. Ce mă, că asta a fost unul de slab, what? Pe bune. Bro, se cu... uite, am dat 50%, what? What? Da, mă bag cu cel mai bun după mine, pai că n-am să mai zic. Să-l găsea o asta cu imperială. Ca să-i ajute pe ea. Bun, mai luăm un artefact nou, Shadow Blade. Îl las tot decât pe ăla, dar mai bine decât... mai bine pe cineva decât deloc. Mai luăm aici niște lucruri. Bun, Claim Mirror Tour, ia să-mi dă. 20 de zimuri de la PES-ul ăsta, bun. Na, e gratis, să zic. Ia mă, pe, dar cineva te-a ieșit din turnamentul ăsta. Că nu acum să se mese. Dude, dar sunt prea slabe, că folosesc cărți de aia și oricât de, nu știu, dude, e degeaba.
Idi, gata. Fii mai că nu mai e nimeni, e ea. Bun. Două eliminări din start. Ce se mai? Ia mai ne vedem cu asta că n-am mai avem cu cine. Cred că o să iau ăsta, Storti Celt. Da, cumva am luat locul 1, bun, cu artefacte cu tot. Da, în episodul trecut, cred că mai aveam o carte de deblocat, s-a deblocat eu of camera în Egiptul ăla. Bun, până la 21, e perfect. Ia mai se carte ne dăm. Poate ne dăm nouă carte noi. Bun, asta zi sper. Poate zi, na, legenda nouă, Necronomus, adică pe ăsta, asta bun. PS2 să l-avem de sacă în data asta, alegem bun, avem PS2 să mai cam slab, dar merge. Bun, Nave. Băi, e bine că eu sunt cărți noi, e că eu nu mă plâng. Ia că ne cărți iar acolo. Avem upgrade-uri, avem bani, adică nu ne facem crizi de bani. Avem aici de descris asta, claim. Eu da, înainte era altul mai bun, parcă, în fine. A, de fapt, asta pare mai bun, asta. Am pe Aidon. Mor pe asta și Necronomus, bun. Tu, dar acum de Necronomus e deja la nivelul ți sau nu e, nu știu. Da, o să vedem în cele ce urmează, asta puțin. Păi s-a upgradat singur cumva că eu nu înțeleg. What? Bro, avem pe Necronomus, adică na, pe legenda, cum era spune, trei campioane mai lipsesc încă 3, tip 5 arte, 4 artefacte. Și să ne mai lipsesc câteva artefacte, multe, mie nu multe. Da, zice, adică continuăm. Na, din nou 6 oameni, văd că doi au legenda nouă, mai mă bag cu Rizky. Vedem Battle, n-am ce să mai zic, altceva. Are cărțile la noi, perfect, ca să poți să-l bat easy. Bro, ăla trage din spate, nu-mi place. Dar oricum e prea ușor, n-am ce să mai zic. Minus 4. Bă, la primele meciuri, dacă pierzi, nu e așa grav, știi? Nu i-am scos nici măcar 10% din viață. Na, 3 au câștigat, 3 au pierdut, e că au luat pe te. Mă, am luat le-a scos un scai, bun. O să luăm Sword of Raid. Că na, e artefact nou și să le avem pe toate. Quest completed. Bun. Bun, ne batem cu singurul care n-a pierdut niciun meci până acum. Avem și carte nouă, deci hai să o luăm, hai că să avem aici, bun. E comună, dar e bine că o avem și pe asta. Bun, acum îi dăm battle. După cum vedeți, are 100%. Dude, are mai mult ASP ca mine, are 60%. Și eu am 54 parcă, dar dude, nu conteste. Țineți bine pumnii ăsta, eu am 4000 de pumni, el are 3500, nu cred că contează nici atât prea mult, că contează, dar... Dar trecând La limită. La limită. Ok. Nu mi-a plăcut asta. Nu mi-a plăcut asta prea mult. Dar cred că iau aia. Ia mă că mai nu mai o să va la petal pe. Bro, m-a pătut pe mine cineva. Ce să zic? Adică da.
Vreau face în felul următor. Bun. Trei, doi, era trei, o, la, trei, cred că o lăsăm asta, bă. Ia. Am putut fac câte rânduri mai sunt atât, dar ia, poate merge. Bă, văd că a mers, ok? Dar avea și 3300, iar 4400, știi că aveam cu 1100 mai mult ca el. Dar mai conteste că a funcționat. Bun. Am ajuns din nou pe locul 1. Bun, văd că am mai fost el la bătut. Ok, am mai luat niște cărți pe Sedos. Nu, dar am dat niște bani. Problema e că pe ăsta îl bat, da? Adică, nu e o problemă, locul 2 l-am asigurat. Dar locul n-am controlat, nu știu, e greu, nu știu, e prea bun, nu, că mă poate să e nebun. Bro, era la limită. O să iau rând cu urat asta. O să fac în felul următor. Nu știu câte bochei e asta, cred că. Da, hai, fie asta, hai. De cât am schimbat locul la ăstea, în rest n-am făcut mare chestie. Și cred că de data o să se pierdă. Sau? Vezi mă că nu e în zadar. Nu e de ziaba cum ar spune unii. Ia mă Dragonstone ăsta. Dar cred că o să iau ăsta. Și dragonul îl lăsăm pentru mai târziu dacă e. Asta ne mai dă 200 de bani. E ok. Și apoi facem și celălalt pes. Easy. Bun. Ia mă, îl dovedim sau nu? Mamă, ia zicea bătălie, what? Bine, dacă nu pierdem puteau să fie mai puține, dar na, totuși. Nu, că pierdem. Bro, era la limită. Asta e, dude, ți-e locul 2, eu zic ok.
artefacte cu tot, 21. Oh, nu îmi dă-ți o carte nouă sau ceva, ia că de aici îmi dă. Nu mi-a dat. Bun, am făcut 100 de dastea, 100 sasin. E nouă am luat ceva. Un țes de asta ia. Bun, bun. Băi, ia să vedem. Bun. La 500, asta la 400, bun. Cred că mai jucăm un mes, dar asta o schimbă, decât dacă colectăm sau ceva, decât dacă colectăm cum ar veni artefact noi, în fine. Bun, avem aici un nou artefact, Flaming Arrows. Ia vedem cum te curte luptă dacă tot l-am luat. Ivi. Bun, bun. Vă că o cuticată ăsta 3, bun. Care au cuticat și runda trecută, adică... Bun. Ok. Suntem, cred că la ultima bătălie o să iau Spirit Steph. Dragon Stone nu iau încă. Îl mai lasă, mai aștepte. Oricum, îl lăsesc decât pe la urmă, când sunt ultimele lupte, ultima luptă, cam asta. Bun. A fi mie, eu la 3800. Și uitați câte... Bro. Gata, fi cu el. Tu eu am pierdut vreo 2 metri, adică s-au trăit, vedeți, n-a fost chiar sau ușor. Bun. 24. Patru de dezembrie. Nev, bun, o să-i dă la mitic ceva. Ia sunt 4 de aia. Da, mai mitic, uite. Ia. Bun. Vreau nu mai mult, cred că mi-am mers de un meci. Să completăm să ne o dată ăla tot. Am că va fi episodul prima mare astăzi, să fac. Bun, o să luăm bun Kerm. Că e artefact nou.
Chiar dacă nu o să completăm ăla până la 100%, o să-l lăsăm așa, probabil. Vedem ce artefacte mai avem de colectat, ce campioni, ce legende și ne vedem în următorul episod. Chiar dacă episodul ăsta a fost cam lung, dar am vrut să văd cât pot dus eu, cât pot face în vreo 4 metri sau se văd de nu, sau se văd de nu. Bă, de ce am zis se văd de ce am zis se văd de nu? Nu mai pot să-mi rup în gură de somn. Bun, asta e ultimul meci, asta ca să luăm și ultimul campion dacă tu mi-l dă pe aici. Neara, e legendary. Problema e că când mă zic că atunci au chimera, nu iau artefactele noi pentru că n-a zis să le iau pe episod. Și am luat la artefacte meciul ăsta, puu, n-am luat ăla cu dragonul că a zis să-l lăsăm. Da, na, nu e problem, nu e grav, oricum e unul dintre cele mai smecher artefacte probabil, și o să-l luăm noi într-un episod. Dar apare pe la vreo battle-ul 10, să ne suntem la battle-ul 8 și ultimul, de fapt. Poate m-a bătut? Eu cum am observat? Uite-mă pe Dragonstone, ia mă să-l luăm. Bro. Eu fa cum fac el fac eu. Asta e nebun. Mamă, mi l-a pus cu dragon că n-a. Dacă îmi pun la fel, n-ar cum să mă facă, că am levelul mai mare, probabil, la unele cărți de aceea, nu. Ii, e bun. Uite-mă, că încă mai are, mă. Te ține bine. Mamă, 29 la și ăla 16. La fel, simt eu. Bun. Are să dragon acum, vai. Am fi 1300, el 4800. Bă, dragonul e OP rău. Nu, cum mă bate? Bă, nu știu, am pierdut eu el, văd că e egalitate, what? Nu mai înțeleg nimica. Am pierdut amândoi în acela timp, dar ok, dacă zici că a câștigat, eu nu mă supăr. Dacă zici că am câștigat, de fapt. Ok, din nou, wow. Ok, măcar am luat temurile 600 de temuri, wow. Bun. Bro. Ia, din desert quiz mai avem două artefacte, este atâta. Si din forță din creep, la fel. Artefactul cel mai smaker probabil și că deci mai avem decât 3 artefacte și avem pe urmă toate cărțile. Bine, se urmează la Mystic Forest pe urmă. Dar cred că ne descurcăm ok până atunci. Bun. Dacă se va mai măsura că o fi mai arătat, în fine. Cam atâta a fost și cu acest episod miruran de Mediclete, nu uitați să apăsați pe butonul direct dacă v-a plăcut, să vă abonați la canal dacă n-ați făcut-o încă un propriu și că n-ați eu am făcut și vă spun la revedere, pa, pa!